O femeie de 54 de ani a ajuns aseară la spitalul județean din Drobeta Turnu Severin după ce a fost atacată de doi câini. Animalele i-au sfâșiat pur și simplu brațul drept și doar faptul că țipetele femeii au fost auzite de niște vecini a salvat-o probabil de la un sfârșit terifiant. Leziunile sunt foarte grave. A fost afectat unul dintre nervii importanței mâinii. Femeia se află acum pe patul de spital după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale. V-au pus la pământ? Da. Cum ați scăpat? M-au scăpat că am început să tip și au sărit vecinii, lumea. Nenorocirea s-a produs în comuna Șimian. Victima plecase la magazin după cumpărături când a fost atacată de cei doi câini care erau liberi. O pusă la pământ și au început să o sfâșie. Vecinii i-au auzit țipetele și au sărit în ajutor. Au scăpat-o astfel din colții fiarelor. O ambulanță a transportat-o la spitalul județean din Drobeta Turnu Severin. La magazin auzit. Mușcau pe o femeie doi câini negri mari. A fost solicitat la o pacientă care a fost mușcat de un câine de rasă, de un Corso, și femeia avea mușcături multiple la nivelul brațului drept. Stăpânul câinilor a dat vina pe vânt în fața polițiștilor, cărora le-a spus că o rafală ar fi deschis poarta, iar animalele au ieșit din curte. Câinii cu pricina fac parte dintr-o rasă considerată periculoasă, iar stăpânul avea obligația de a-i înregistra la poliție. Numai că nu s-a întâmplat așa, iar acum acestuia i-a fost aplicată amendă. O femeie ar fi fost mușcată de câini pe o stradă din comuna Șimian. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a fost identificat proprietarul câinilor, un bărbat de 31 de ani din comuna Șimian. Din cercetări a reieșit că cei doi câini au ieșit din curtea proprietarului, au mușcat o femeie de 54 de ani, aceasta prezentând mai multe leziuni. De la începutul acestui an s-au înregistrat cel puțin 3 cazuri în care câini nesupravegheați au atacat persoane. În luna februarie, tot în comuna Șimian, o fetiță a fost atacată la școală de un câine maidanez, iar în martie, o femeie a fost mușcată de câinele unei consătence în localitatea Cioroboreni. Și în aceste două cazuri, victimele au ajuns la spital.